În prima legislatură e ales deputat de Arad. Pentru o scurtă perioadă părăsește formațiunea pe care a fondat-o, înființând un partid nou, tot de expresie liberală, PNL Aripa Tânără, sub sigla căruia își încearcă fără succes șansele la primăria capitalei. Revine în 1993 în PNL ca vicepreședinte. Un deceniu mai târziu, partidul îi încredințează cea mai înaltă funcție pe care o va pierde în 2009 în favoarea actualului lider, Crin Antonescu. Călim Popescu-Tăriceanu își va reprezenta partidul și în cele mai înalte poziții executive din stat. În decembrie 1996 este numit ministrul industriei și al comerțului în guvernul Victor Ciorba și tot într-un decembrie, dar 2004, devine prim-ministrul Alianței Dreptate și Adevăr în primul mandat al lui Traian Băsescu.